Echipa de volei Steaua București este revelația primei părți a sezonului regulat a diviziei A1 2020-2021, iar unul dintre jucătorii care a pus umărul la succesele Stelei din startul sezonului este George Gavriz. La 23 de ani, George joacă libero, iar atunci când nu are meci sau antrenamente, se dedică unei alte pasiuni, medicina. Originar din Constanța, jucătorul a cochetat cu fotbalul înainte de a ajunge la volei, iar la finalul școlii vrea să devină ginecolog sau specialist în medicină sportivă. În anul admiterii, cum ai reușit să faci fața antrenamentelor și pregătirii pentru facultate? Imediat cum terminam antrenamentul, mergeam acasă, învățam 2-3 ore și mă pregăteam imediat pentru cel de-al doilea antrenament, iar când ajungeam înapoi acasă, mai repetam așa foarte puțin. Care sunt calitățile pe care ar trebui să le ai pentru a îmbina performanța sportivă cu cea academică? Trebuie să ai ambiție, devotament și să crezi în tine, adică dacă crezi în tine, nimic nu este imposibil. Ce specializare dorești să urmărești după terminarea facultății și de ce? Ginecologie, medicină sportivă sau ceva de genul. Vreau să ajut lumea. Care sunt atribuțiile postului de libero? Eu fac partea de apărare și partea de preluare, care cred eu că asta este cea mai importantă în volei. Cum ai ajuns să joci libero? În școala generală am avut un antrenor la Tomis Constanța care m-a selectat. Am jucat pe postul de secund, dar dezavantajul meu a fost înălțimea. Anul 2020 a fost unul de excepție pentru George. A promovat în prima divizie cu Steaua și a intrat la Facultatea de Medicină Carol Davila din București. Jucătorul, specializat în faza defensivă, îi îndeamnă pe copii să vină la volei și este încântat de gestul făcut de membrii Asociației Steliștilor 1947 la începutul acestui an. Ce argumente ei prezenta unui copil care ar vrea să se apuce de volei? În primul rând, dacă îi plac sporturile de echipă, este sportul perfect. Aici la Steaua, nu știu, cred că este cel mai frumos colectiv în care am jucat vreodată și am fost la multe echipe, să zic așa. Mă simt foarte bine cu colegii și sper să dăm totul pe teren în continuare. Echipa CSA Steaua a primit din partea suporterilor tricourile cu spirit de luptă. Cum percepi tu această inițiativă a suporterilor de a se apropia de club? Nu mă așteptam, mă bucură foarte mult acest lucru, că am reușit să ajungem la un nivel în care toată lumea, să zicem, că este mândră de noi și mă bucur că am reușit să realizez și împreună cu colegii și stafful tehnic această performanță de a face lumea mândră de clubul Steaua.